șanse estimați că vom avea la Euro 2024? Trecem de grup Da, sau să nu mai trecem de grup? este o întrebare foarte bună. Sincer, dacă am reușit să luăm, între ghilimele, 4 puncte Elveției, chiar dacă trebuie să recunoaștem, în Elveția am avut un noroc extraordinar de mare la 2-0, dar am reușit să luăm 4 puncte. De ce să nu avem șanse? Deci nu să jucăm cu, în afară de Belgia, care eu așa consider că cu Belgia șansele sunt puține. Dar eu consider că putem să mergem mai departe. Deci Probabil nu sunt. depinde ce vom face în primul meci cu cine o veni de la baraj. Dacă Depinde, da, vedem mai. depinde și asta, da. Depinde de foarte multe. Deci la baraj nu o să fie nicio echipă super puternică. Deci putem să primim Ucraina, parcă Israelul iarăși, deci Islanda tot. Islanda, deci nici, și Bosnia, nicio echipă nu este de netrecut. Ba dimpotrivă, eu cred că oricine vine din baraj e obligatoriu 3 puncte. Deci obligatoriu victoria. Da. Veți merge la Euro? Vreau să mă duc. Acum am fost în Qatar la 3 meciuri și am spus că o să mă duc la 2-3 meciuri să vedem timpul cum o să permite. Aveți vreo preferată sau vreo echipă favorită sau pentru acest Euro sau în general? Nu pot să spun Dacă că simpatizați cu cineva. simpatizez. Păi, eu sunt maghiar, niciodată nu m-am delegat și niciodată nu o să mint. Eu sunt maghiar, normal că țin cu naționala Ungariei, normal că țin și cu naționala României, dar niciodată n-am ținut cu Germania, cu Franța, cu Portugalia, indiferent, nici Ungaria, nici România să câștige campionatul european, șansele sunt 1% maxim. Deci, În ipostaza în care România ar juca cu Ungaria. Cum vă împărțiți am simpatiile? așteptat întrebarea asta de la dumneavoastră. Vă spun sincer, vă pun o întrebare. Dacă aveți un fiu și o fică, pe care preferați mai mult? Cam greu de ales aici. Dar V-am cred că dat e răspuns. posibil. V-am dat răspunsul pe loc.